Afacerea relicvelor de Robert Silverberg. Voltusianul era un hominid mic, uscățiv, cu o gușă purpurie ce tremura nervoasă. Încerca să mă determine să mă apropii, făcându-mi semne disperate cu unul dintre cele patru brațe strâmbe. Pe aici, prietene, acolo e mormântul împăratului. Vin, Dolbach, i-am spus abia tărând sapa și rucsacul. Iată-l, mi-a spus fericit, arătând o mobilă. L-am păstrat pentru dumneavoastră. Am băgat mâna în buzunar, am scos un pumn de bani în formă de săgeată și i-am dat unul. Voltusianul mi-a mulțumit cu un gest umil și m-a ajutat să descarc. Am luat sapa și am înfipt-o în pământ. Emoția descoperirii mă făcea să vibrez, așa cum mi se întâmplă întotdeauna. Bănuiesc că asta este cea mai mare fericire a unui arheolog, momentul de extaz când sapa mușcă prima dată pământul. Am săpat repede urmând îndrumările lui Dolbach. Acolo este, spuse el cu evlavie, și este deosebit de frumos. Vai, domnul Jarel, ce fericit sunt pentru dumneavoastră! M-am sprijinit în sapă să-mi recapăt respirația înainte de a mă apleca să privesc. Mi-am șters broboanele de transpirație și gândul mi-a zburat la marele Schliemann, care trudise pe căldura înăbușitoare de la Hisarlâc să scoată la iveală ruinele Troiei. Schliemann a fost dintotdeauna unul dintre eroii mei preferați, împreună cu alți arheologi care au făcut lucrări de pionerat în pământurile fertile ale planetei mamă. Obosit, m-am lăsat în genunchi încercând să scot obiectul lucitor peste care dădusem, i-am dat crusta de mâl și l-am studiat. O amuletă, perioada a treia, talisman protector nespecific încrustată cu gobrovir, o piatră asemănătoare smaraldului, cu ape din ce în ce mai splendide. După ce am terminat cu analiza, m-am întors către Dolbach și i-am strâns călduros mâna. Cum pot să-ți mulțumesc? Ridică stingherit din umeri. Nu-i nevoie. Sper să aibă un preț mare și să o poarte o femeie frumoasă de pe pământ. Sper, am spus puțin cam amărât. Dolbach simțise cauza supărării și a profundei mele dezamăgiri. Această pervertire a arheologiei într-o sursă de ornamente și salbe ale extravaganței care să împodobească casele oamenilor bogați și pe soțiile lor, m-a iritat dintotdeauna. Deși eu nu am văzut niciodată pământul, îmi place să cred că lucrez în spiritul marilor tradiții ale lui Schliemann și Evans, ale căror mari descoperiri erau expuse în galeriile de la British Museum sau Ashmolean și nu ajunseseră să fie agățate pe pieptul pavoazat al vreunei fetișcane putred de bogată, numai în dorința ei de a ține pasul cu moda zilei, purtând antichități. Am suspinat și mi-am îndreptat din nou privirea către săpături. Amuleta zăcea acolo fără cusur în perfecțiunea ei, o relicvă minunată a grandioasei rase care populase cândva planeta Voltus. Căutând să-mi ascund tristețea, m-am aplecat și am ridicat ușor cu ambele mâini, cu tandrețe chiar, amuleta care se odihnise atâtea mii de ani în acest locaș. Am simțit subit nevoia să-l plătesc în plus pe Dolbach. Extraterestrul uscățiv a acceptat moneda cu recunoștință, dar și cu o oarecare rezervă, ceea ce m-a făcut să cred că, probabil toată această afacere, îi părea și lui la fel de murdară. A fost o zi rodnică, am spus. Vom merge la evaluare și apoi îți voi da comisionul. E bine, bătrâne? Da, e foarte bine, domnule, a spus domol și m-a ajutat, ca de obicei, să-mi strâng echipamentul. Am traversat câmpia și am intrat în colonia Terran. Pe străzile întortocheate către oficiul de evaluare, cârduri de copii cu patru brațe și de culoare purpurie țopăiau gălăgioși, oferindu-ne obiecte de vânzare, obiecte pe care le făcuseră ei singuri. Câteva din lucrările lor erau chiar drăguțe. Se pare că voltusienii aveau o aptitudine remarcabilă pentru artizanat, dar i-am îndepărtat. Oficiul de evaluare era încă deschis și am văzut doi oameni stând afară, fiecare cu ghidul lui. Bună, Jarel! Mi-a strigat unul. Involuntar m-am retras. Era David Sturgis, unul din arheologii cei mai lipsiți de scrupule ai companiei de pe Voltus. Un om care nu preceda să spargă cele mai sfinte sanctuare ale planetei și să comită stricăciuni ireparabile numai de dragul de a-l despuia de orice obiect care putea fi valorificat. Bună, Sturgis, i-am răspuns. Ai avut o zi bună, bătrâne? Ai găsit ceva pentru care să merite să te îmbeți? Am schițat un rânjet și am dat afirmativ din cap. O amuletă drăguță din perioada a treia,
Mă gândeam să o predau imediat, dar dacă o vrei tu, nu o mai predau. O voi lua acasă și la noapte o voi lăsa pe masă. În felul acesta, tu nu vei mai face și alte stricăciuni căutând-o. Nu va fi nevoie. Astăzi am adus o veritabilă comoară din cranii emailate. O duzină. Era era extinderii, montate cu spirale din platină. Făcu un semn către extraterestrul care îi servea drept ghid, un voltusian cu privirea posomorâtă, pe nume Kabur. Băiatul mi l-a găsit. Kabur e un flăcău minunat. S-a dus direct la ea, parcă ar avea un radar în loc de nas. Tocmai mă pregăteam să-mi laud și eu ghidul, când Zweig, cel ce evalua, a apărut în fața oficiului. Hai, cine urmează? Tu, Jarel? Da, domnule. Mi-am luat sapa și l-am urmat. S-a prăvălit în scaunul de la biroul său și m-a privit obosit. Ce ai de declarat? Am scos amuleta din rucsac și i-am dat-o. A examinat-o cu atenție, observând modul în care lumina făcea incidența cu fețele pietrelor de gobrovir montate și s-a uitat la mine. Nu era. E o piesă mai rară, nu-i așa? Nu era, a repetat. $75. Ce? Eu am estimat-o la cel puțin 500. Haide, Zweig, fii rezonabil. Uită-te la calitatea acelor pietre de gobrovir. Foarte frumoase, recunosc cu el. Dar trebuie să înțelegi că gobrovirul, deși este foarte aspectuos, ca valoare intrinsecă, nu este o piatră foarte prețioasă. Și eu trebuie să iau în considerare atât valoarea intrinsecă, cât și pe cea istorică, după cum știi și tu. Nu mă voi târgui, Zweig. Dă-mi 150 și iau-o. El rânji cu viclenie. Ce aveai de gând să faci cu ea? Voiai să o donezi la British Museum. Remarca mă înțepa. L-am privit abătut, iar el a răspuns. Îți voi da 100. 150 sau nimic? A băgat mâna în sertar și a scos 10 hârtii de câte $10 și i-a etalat pe birou. Asta e oferta, spuse. Este tot ce poate da compania. L-am privit intens câteva clipe ce mi s-au părut fără sfârșit, mi-am plecat fruntea îngrețită, am luat cele 10 hârtii de câte 10 și i-am dat amuleta. Asta e ultima. Data viitoare îți voi accepta chiar și 30 de arginți. Nu face greutăți, Jarel. Asta mi este meseria. I-am azvârlit una din cele 10 hârtii lui Dolbach care mă aștepta, am dat scurt din cap și am plecat. M-am întors la locuința mea sărăcăcioasă de la periferia coloniei Teran, într-o stare de profundă deprimare. De fiecare dată când i-am predat lui Zweig o relicvă și, în decursul celor 18 luni de când am acceptat această muncă blestemată și îi predasem destul de multe, m-am simțit într-adevăr ca Iuda. Când mă gândeam la vitrinele pe care ar fi putut să le umple descoperirile mele, să zicem în camera Voltus din British Museum, simțeam un fel de durere. Scuturi de cristal cu mânere duble, apărători de maxilar din cel mai bun obsidian, cercei filigranați cu o lucrătură de o delicatețe greu de imaginat. Toate acestea erau produsele uneia din cele mai prodigioase civilizații, vechii voltusieni. Am luat o carte, Evans, Palatul din Minos, și pentru un moment, înainte de a o pune la loc pe raft, am privit-o îndurerat. Îmi simțeam ochii grei după emoțiile zilei. Mă simțeam vlăguit și foarte obosit. Cineva a bătut la ușă, la început timid, apoi cu mai multă îndrăzneală. Intră, am spus. Ușa s-a deschis ușor și a pășit înăuntru un voltusian scund. L-am recunoscut. Era un ghid care rămăsese fără slujbă și care nu prezenta nicio garanție. Ce vrei, Cușcac? L-am întrebat obosit. Domnul Jarel? Da. N-aveți nevoie de un băiat, domnule. Pot să vă arăt cele mai grozave comori, domnul. Numai dintre cele mai valoroase, mai bine plătite. Am deja un ghid. Dolbach. Nu am nevoie de altul, mulțumesc. Extraterestrul arăta ca și cum se prăbușise ceva în el. Și-a lipit nefericit brațele inferioare de corp. Atunci îmi pare rău că v-am deranjat, domnul Jarel. Îmi pare rău, foarte rău. Am observat ce figură disperată făcuse când a ieșit. Toți acești voltusieni mi se păreau ca niște bătrâni uscățivi, chiar și cei tineri. Erau o rasă în paroxismul declinului, cu nicio urmă din grandoarea ce trebuie să-i fi caracterizat în vremurile de demult, când creaseră relicvele respective. Era curios, gândeam eu, ca o rasă să-și piardă în așa hal vigoarea în decursul câtorva mii de ani. Cam pe la 8:20 se auzi alt ciocănit la ușă. Intră, am răspuns eu tresărind. Silueta slăbănoagă a lui George Darby pătrunsese pe ușă. Darby
Era un arheolog care dorea cu tot atâta ardoare ca și mine să vadă pământul și care detesta în aceeași măsură compania. Ce te aduce aici atât de târziu, George? L-am întrebat, după care am adăugat convențională întrebare. Și cum a fost ieșirea ta de astăzi? Ieșirea mea? Ieșirea mea. Vădea o emoție neobișnuită. Da, ieșirea mea. Tu îl știi pe băiatul meu, pe Cușcac? Am dat afirmativ din cap. A fost adineauri aici să caute de lucru. Nu știam că a lucrat cu tine. Doar câteva zile a fost de acord să lucreze pentru 5%, așa că l-am luat. Eu nu am făcut niciun comentariu, fiindcă știam cum se puteau întoarce lucrurile. A fost aici, zici? Se încruntă Darby. Nu l-ai angajat, nu-i așa? Sigur că nu, spuse eu. Ei bine, eu l-am luat. Dar ieri m-a purtat în cerc timp de 3 ore, înainte de a recunoaște că de fapt nu știa niciun loc anume, așa că l-am pus pe liber și acum iată-mă la tine. De ce? Cu cine ai fost astăzi? Cu nimeni, spuse Darby tăios. Am ieșit de unul singur. Pentru prima dată remarcasem că îi tremurau degetele și în camera mea întunecoasă, fața lui părea palidă și trasă. Ai ieșit de unul singur? Am repetat. Fără ghid? Darby a dat afirmativ din cap, trecându-și nervos un deget prin smocul alb dezordonat de pe frunte. Pe de altă parte, am făcut-o din nevoie. Nu am putut găsi la timp un ghid, iar pe de altă parte, am vrut să dau lovitura de unul singur. Ghizii au o manieră a lor de a te duce mereu la aceleași morminte, știi tu? Eu m-am dus în cealaltă direcție, de unul singur. Tăcu pentru o clipă. Mă întrebam ce-l frământa într-atât. După o pauză continuă. Ajută-mă să-mi dau jos rucsacul. I-am desfăcut baretele de pe umeri și am pus sacul gri din doc pe scaun. El a desfăcut cataramele ruginite, a băgat mâna înăuntru și cu grijă a scos ceva afară. Ce crezi că e asta, Jarel? Am luat-o cu mare grijă de la el și am examinat-o cu atenție. Era un castron scobit cu mâna dintr-un lut negru mâlos. Urmele degetelor se vedeau destul de clar, iar castronul avea o formă neregulată și ciudată. Era oarecum bizar. Ce-i asta? Am întrebat. Fără îndoială, ceva preistoric. Darby zâmbi nefericit. Asta crezi tu, Jarel? Trebuie să fie. Privește! Aș spune că a fost făcut de un copil, dacă urmele degetelor de pelut nu ar avea asemenea dimensiuni. Este sau foarte vechi, sau lucrarea vreunui idiot. El a dat din cap. O atitudine logică, numai că am găsit și asta în stratul de sub castron. Și îmi dădu apărătoare de maxilar placată cu aur în stilul perioadei a treia. Asta era sub castron? Am întrebat încurcat. Castronul este mult mai recent decât apărătoarea de maxilar. Asta vrei să spui, nu? Da, a spus domol și și-a încrucișat brațele. Jarel, iată ce presupun eu. Tu ești liber să crezi ce vrei. Hai să nu luăm în considerare posibilitatea ca acest castron să fi fost confecționat de un idiot și nici probabilitatea că el ar reprezenta o perioadă de decadență a olăritului voltusian despre care noi nu știm nimic. Iată ce presupun. Acest castron datează din Antichitatea Clasică cu 3000 de ani în urmă sau cam așa ceva. Și că apărătoarea de maxilar pe care o admiri tu atât este veche de un an sau de cel mult 2. Auzind aceasta, era cât pe ce să scapă apărătoarea de maxilar din mână. Vrei să spui că voltusienii ne induc în eroare? Chiar așa, răspunse Darby. Cred că în colibele lor, colibele acelea care sunt tabu pentru noi, ei se ocupă în masă de confecționarea antichităților pe care le plasează în anumite locuri, unde să le putem găsi noi. Era o ipoteză oribilă. Ce dovadă ai? Deocamdată nimic, dar o voi avea. Vreau să demasc toată această afacere murdară, spuse Darby cu hotărâre. Intenționez să pun mâna pe Cușcac și să storc adevărul de la el. Să las astfel universul să afle că relicvele voltusiene sunt false. Că adevărata artă voltusiană veche este reprezentată de ulcele din lut, de nicio valoare estetică și care nu reprezintă interes pentru nimeni decât pentru noi, arheologii. A sfârșit el pe un ton amar. Bravo, George! Am aplaudat. Dă-i în vileag, neapărat! Lasă filistinii, care au dat prețuri exorbitante pentru aceste piese, să descopere că ele nu sunt din vechime, că sunt la fel de moderne ca și sobele radiotermice din bucătăriile lor supradotate.
Asta îi va îmbolnăvi pe cei care, de când cu reînvierea și toată moda cea de curs din ea, refuzau chiar să atingă un obiect ce nu avea cel puțin câteva milenii vechime. Exact, am simțit nota de triumf din vocea lui. Mă duc să-l caut pe Cușcac chiar acum. E destul de disperat ca să-l putem face să vorbească. Vrei să mergi cu mine? Nu, nu, m-am grăbit să-i răspund. Evit violența de orice formă. Am descris câteva scrisori. Ai tu grijă de asta. Și-a împachetat cele două relicve, s-a ridicat și a plecat. L-am urmărit de la fereastră cum se îndrepta pe străzile desfundate, spre magazinul de spiritoase, unde putea fi găsit de obicei Cușcac. Intră și câteva minute mai târziu am auzit larmă de glasuri în noapte. Cușcac, luat pe nepusă masă, dăduse totul în vileag. Voltusienii artizani străluciți, cum îi știa toată lumea, au încercat ani de-a rândul să-și vândă produsele celor avuți de pe pământ, dar nu găsiseră piața de desfacere. Clienții erau în căutare de antichități. Incapabil să-și vândă produsele lor proprii, voltusienii s-au văzut obligați să se reprofileze pe confecționarea de antichități, întrucât strămoșii lor fuseseră într-atât de neprevăzători încât nu le lăsaseră nimic mai vandabil decât niște oale grosolane din lut. Ca să-și creeze o antichitate proprie care să incite imaginația pământenilor, era mai greu. Dar se simțiseră în stare să-și creeze singuri o artă comparabilă cu cea a Egiptului, a Babilonului și a altor civilizații fabuloase ale pământului. Apoi, n-a fost decât o simplă chestiune de concepție și execuție a relicvelor. Odată realizate, ele erau îngropate în straturi corespunzătoare, asta era o operație grea, dar voltusienii au realizat-o cu ușurință, restaurând după aceea straturile perturbate cu aceeași abilitate a detaliului ca și cea folosită la confecționarea relicvelor. Pășunile astfel pregătite își primeau turmele înfometate. Acum îi priveam pe slăbănogii de voltusieni cu mai mult respect. Este clar că ei trebuie să fi stăpânit tehnica arheologiei înainte de a-și pune în aplicare șarlatania lor, altfel ei nu ar fi reușit niciodată să rezolve cu atâta măiestrie problema corelării dintre straturi. Își realizaseră planul fără greș până în ziua în care un pământean a scos cu nerușinare la iveală o relicvă veritabilă a voltusienilor. Situația era încă haotică când, mai târziu, în după amiaza aceea, am intrat în piața din fața oficiului de evaluare, pământeni și voltusieni roiau de jur împrejur, fără vreun scop anumit, neștiind ce este de făcut în continuare sau încotro să se îndrepte. Mi-a ajuns la ureche un zvon precum că Zweig s-ar fi sinucis, dar a fost imediat contrazis de apariția lui în persoană. Era teribil de indispus, dar era totuși în viață. A venit la oficiu și a afișat un carton cu un scris cam lăbărțat. Pe el scria: azi nu se lucrează. Am zâmbit, apoi l-am văzut pe Dolbach care trecea pe acolo și l-am strigat: sunt gata, hai la lucru, am spus cu un aer nevinovat. Ochii lui fără pleoapă mă priviră cu milă. Cum, domnul, n-ați auzit? Nu vor mai fi niciun fel de ieșiri la morminte. Ce? E adevărat? Da, zise el trist. E adevărat. Era clar că îi venea greu să vorbească mai mult. A plecat și l-am identificat pe Darby. Se pare că ai avut dreptate, i-am spus. S-a dat totul în vileag. Bineînțeles, de îndată ce s-au văzut confruntați cu versiunea lui Cușcac, și-au dat seama că jocul lor s-a sfârșit. Sunt prea cinstiți din fire pentru ca, în fața acuzațiilor noastre, să-și mai continue minciuna. Într-un fel, este destul de rău. Produceau lucruri frumoase, știi bine. Un moment, prietene, auziră-mă o voce din spate. Întorcându-ne, l-am văzut pe David Sturgis, aruncându-ne niște priviri fioroase. Ce dorești? Întrebă Darby. Vreau să știu de ce nu ți-ai ținut gura, spuse Sturgis. De ce a trebuit să dărâmi acest aranjament atât de convenabil pentru noi? Ce contează pentru tine dacă sunt autentice sau nu? Atâta timp cât oamenii erau dispuși să plătească pentru ele, de ce să stai creanga de sub picioare? Darby făcu un gest disprețuitor, dar nu zise nimic. Ai dus totul de râpă, continuă Sturgis. Acum, din ce ai să mai trăiești? Îți poți permite luxul de a merge pe o altă planetă? Am făcut ceea ce trebuia să fac, îi răspunse Darby. Sturgis pufăi batjocoritor și se îndepărtă. L-am privit pe Darby. Are dreptate, știi bine. Va trebui să mergem pe o altă planetă acum. Voltus nu mai face două parale. N-ai reușit decât să ne lași pe noi pe drumuri și în același timp să desființezi economia voltusiană.
Poate că ar fi fost mai bine dacă îți țineai gura. Pentru un moment m-a privit împietrit. Jarel, cred că te-am supraestimat. A doua zi a venit o navă după Zweig și oficiul de evaluare s-a închis pentru totdeauna. Compania nu mai voia să aibă de-a face cu Voltus. Echipajul navei a trecut rapid prin colonia Terran, răspândind afișe prin care se anunța că totuși compania avea nevoie de serviciile noastre în continuare și că ne putea folosi pe alte planete cu condiția să ne plătim transportul. Asta era capcana. Niciunul dintre noi nu economisise suficient din onorariile ce le-am primit de la companie ca să putem pleca de pe Voltus. Fusese visul nostru al tuturor să explorăm lumea în care se născuseră strămoșii noștri. Fusese doar o iluzie. La nivelul salariilor plătite de companie, nu am fi putut niciodată să economisim suficient ca să plecăm. Am început să cred că Darby probabil greșise, dând în vileag înșelăciunea. Pe noi nu ne-a ajutat, iar pentru autohtoni era practic sfârșitul lumii. Ca să-și creeze o antichitate proprie care să incite imaginația pământenilor, era mai greu. Dar se simțiseră în stare să-și creeze singuri o artă comparabilă cu cea a Egiptului, a Babilonului și a altor civilizații fabuloase ale pământului. 3 zile după izbucnirea scandalului, un băiat localnic mi-a adus un bilet. Era de la David Sturgis și suna așa. La noapte ne întâlnim în apartamentul meu. Când am ajuns, am văzut că întreaga mică colonie de arheologi ai companiei era acolo, inclusiv Darby. Bună seara, Jarel, spuse politicos Sturgis când m-a văzut intrând. Cred că acum este toată lumea aici, așa că putem începe. Își drese glasul. Domnilor, câțiva dintre dumneavoastră m-ați acuzat că aș fi încălcat regulile de etică, spuse el. Că aș fi fost chiar necinstit. Nu e nevoie să negați. Am încălcat regulile eticii. Totuși, zise el încruntându-se, sunt și eu victima aceleiași nenorociri care ne-a lovit pe toți și sunt la fel de incapabil de a mă salva. Prin urmare, aș vrea să vă fac o propunere. Ce-ți trece prin cap, Sturgis? Azi dimineață, zise el, unul dintre extratereștri a venit la mine cu o idee. Este o idee bună. Pe scurt, el propune ca, în calitatea noastră de arheologi experți, să învățăm pe voltusieni cum să execute relicve de pe Terra. Nu mai există piață de desfacere pentru nimic de pe Voltus, dar de ce să nu continuăm să profităm de pe urma îndemânării voltusienilor de vreme ce piața este deschisă pentru relicvele de pe pământ? Noi vom trece prin contrabandă relicvele pe pământ, le vom îngropa, să le dezgropăm din nou și să le vindem acolo. Astfel, vom beneficia de întregul profit, nu numai de mizerabilul onorariu pe care compania ni-l aloca. Este rușinos, Sturgis, spuse Darby cu asprime. Nu-mi place ideea. Dar cum îți place ideea de a muri de foame? Replică Sturgis. Vom putrezi pe Voltus dacă nu ne vom pune mintea la contribuție. Voi încerca să elucidez eu lucrurile pentru doctorul Darby. George, noi suntem într-o situație disperată și tot ce putem face este să încercăm să ne salvăm. Nu putem rămâne nici aici. Dacă acceptăm planul lui Sturgis, vom reuși să ne facem o rezervă de bani în scurt timp. Vom fi liberi. Darby nu părea convins. A dat din cap neîncrezător. Nu există nicio scuză care să justifice falsificarea relicvelor din Terra. Nu, dacă o veți face, vă voi divulga. La această amenințare, încăperea s-a scufundat în tăcere. Sturgis mă implora din privire, așa că mi-am umezit buzele. Se pare că n-ai înțeles, George. Odată cu realizarea acestui plan, toată arheologia va cunoaște o nouă și prosperă epocă. Ascultă, noi vom scoate vreo jumătate de duzină de scarabei falși din Valea Nilului. Oamenii îi cumpără și noi, din profitul realizat, continuăm o intensă renaștere a arheologiei. Apoi, vom avea posibilitatea să căutăm scarabei veritabili. Ochii lui s-au luminat, dar îmi dădeam seama că nu era pe deplin convins. Acum mi-am aruncat în arenă argumentul forte. Afară de asta, George, cineva va trebui să meargă pe pământ să conducă aceste lucrări. Am făcut o pauză în care i-am citit aprobarea lui Sturgis din privire. Cred, spuse eu cu voce tare, că este aprobarea unanimă a acestei adunări să numim pe cel mai mare expert al antichităților de pe Terra ca să se ocupe de lucrări pe pământ. Dr. George Darby. Nu puteam să cred că va fi în stare să reziste. Am avut dreptate. 6 luni mai târziu, un arheolog care lucra lângă Giza a dezgropat un scarabeu minunat, prelucrat cu multă delicatețe și încrustat cu pietre prețioase necunoscute încă.
Într-un articol publicat într-o revistă de mic tiraj, la care eram abonați majoritatea dintre noi, el pretindea că această descoperire reprezenta un produs al unei ere necunoscute până acum din epitologie. El a reușit să vândă scarabeul unui concern de bijuterii pentru o sumă fabuloasă și a utilizat profitul pentru finanțarea unei explorări extensive în întreaga vale a Nilului. Așa ceva nu se mai făcuse de la declinul arheologiei cu mai mult de un secol în urmă. La scurt timp după aceea, un student care lucra în Grecia a descoperit un remarcabil scut homeric. Ceea ce fusese o știință la fel de moartă ca alchimia a înflorit deodată. Oamenii de pe pământ au descoperit că propria lor lume conținea bogății la fel de solicitate ca acelea de pe Voltus sau Dariac sau alte planete. Câteodată îmi pare rău că a fost Darby și nu eu acela căruia i s-a încredințat invidiata misiune de a merge pe pământ, dar mă consolez la gândul că aceasta fusese singura cale de a-i câștiga încrederea. M-am convins de înțelepciunea proverbului scopul scuză mijloacele. În curând, noi toți vom fi suficient de înstăriți ca să ne putem permite o călătorie pe pământ la libera alegere. Eu însă nu mai sunt așa de sigur că vreau să merg. A existat o antichitate voltusiană veritabilă, așa cum bine știți, și a început să mă pasioneze tot atât de mult ca cea a Greciei și a Romei. Am ocazia să fac arheologie pură, într-un teren de cercetare virgin. Așa că, probabil după toate cele întâmplate, voi rămâne aici. Am de gând să scriu o carte despre relicvele voltusiene, mă refer, bineînțeles, la cele veritabile. Toate acele lucruri primitive, fără nicio valoare comercială. Mâine, am de gând să-i arăt lui Dolbach arta olăritului aztec. Oalele lor erau foarte arătoase. Cred că s-ar putea găsi o piață bună de desfacere. Sfârșit.